prea curată, Maica Domnului a puterilor celor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, a tot puterii, că nu suntem vredni să fim miluiți de dânsul, dacă Tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la dânsul și pentru aceasta năzuim la Tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm Ție, ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul Tău acoperământ și cere de la Dumnezeu, Fiul Tău, să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre. Ocârmuitorilor de orașe și de sate, înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la față, învățătorilor minte și smerită înțelepciune, soților dragoste și înțelegere, fiilor ascultare, asupriților răbdare, asupritorilor frică de Dumnezeu, celor mâhniți răbdare și bucurie duhovnicească, neînfrânaților înfrânare și nouă tuturor Duhul înțelepciunii și al cucerniciei, Duhul milostivirii și al blândeții, Duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului Tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni sprijinește, pe pruncii păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea Ta. Pe toți scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii noi aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată, să Te rogi pentru noi, către Fiul Tău și Dumnezeul nostru. Că Tu, Doamnă, ești mărirea celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm Ție cu credință. Deci ne rugăm Ție, atotputernică ajutătoarea noastră, și Ție ne predăm pe noi înșine și toată viața noastră, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa noastră cea prea bună și nădejdea noastră născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi nevoile noastre, vezi mâhnirea noastră, ajută-ne ca pe niște neputincioși, hrănește-ne ca pe niște străini, necazurile noastre le știi, deci dezleagă-le precum voiești, că n-avem alt ajutor afară de Tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzești și să ne acoperi în vecii vecilor. Amin. Prea curată, Doamnă și Stăpână de Dumnezeu, Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ție de la noi, nevrednicii Tăi robi. Cei acești aleasă din toate neamurile și Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești,
Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratului Sânge. Pentru aceasta fericite ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, prea sfântă stăpână de Dumnezeu, născătoare, fecioară, întru tot lăudată, nu înceta de ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea veninată a diavolului, ci până în sfârșit cu rugăciunile tale, păzește-ne pe noi neosândiți, ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, mărire, laudă, mulțumită și închinăciune pentru toate să înălțăm, unuia întreime Dumnezeu, ziditorul tuturor, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.